Bună ziua, sunt Oana Zamfir și vă invit să urmăriți singura emisiune de cultură cinematografică din România. Astăzi, la Cannes Filme, coborâm în subteran cu documentarul Planeta Petrila, cel mai nou film românesc lansat în cinematografe. O poveste inedită despre cultură și cărbune pe care o aflăm de la regizorul filmului Andrei Dăscălescu, artistul Ion Barbu și minerul cu nume predestinat, Cătălin Cenușă. Iar apoi vorbim despre filmul cu cerbi care a câștigat Ursul de Aur la festivalul de la Berlin. Despre trup și suflet a intrat vineri în cinematografele românești. Începe Cannes Filme. On Body and Soul reprezintă revenirea regizoarei Ildi Coeniedi pe scena internațională a cinemaului după 18 ani de absență, iar realismul magic din filmele anterioare se menține la cote ridicate și aici. Prezentat la Berlin, filmul a fost distins cu Ursul de Aur, dar și cu Premiul Federației Criticilor, iar proiecțiile în avanpremieră de la Festivalul Transilvania s-au desfășurat cu casa închisă. La 27 de ani de la evenimente, dosarul Mineriadei de-abia a fost trimis în instanță, iar stigmatul încă persistă asupra Văii Jiului. Planeta Petrila, în regia lui Andrei Dăscălescu, este un documentar care vine cu o nouă perspectivă asupra vieții de miner. Despre eforturile comunității locale de a salva prin cultură identitatea și istoria unui oraș construit pe cărbune, aflăm chiar acum de la echipa filmului. Minerul are viață veșnică. 25 de ani de întuneric, după aia mai stai 5 ani la lumină și se întoarce. Eu chiar nici nu credeam că va fi un film, pentru că atâtea televiziuni s-au perindat prin curtea minei și au rămas doar două fotografii și n-au fost văzute de nimeni. Singura opțiune acestei zone este închiderea și raderea totală. Planeta Petrila urmărește evoluția sau involuția comunității din Petrila timp de 3 ani, de când s-a anunțat închiderea și demolarea minei Petrila, până când lupta lui Ion Barbu a dat roade și anume clădirile minei Petrila au fost salvate de la demolare, adică au fost declarate monumente istorice. Spunea Radu Cosașu, caricatura este genul care atrage atenția fără să bată la cap omului care o privește să aibă curaj în fiecare zi. Că nu-i voie să scriem pe ziduri, așa o zi. Eu cred că țara asta care este crăcănată de frică trebuie să vadă acest film pentru că trebuie să aibă curaj. Pentru că fără curaj nu mai faci absolut nimica. Acolo, la nivel local, cred că am fost întâmpinat cu reticența, ar fi un cuvânt blând, cred că paranoia ar fi mai potrivit. Unul dintre motive este că nu se lucrează regulamentar. De ani de zile nu mai există materiale noi pentru lucrările miniere. S-a dat dispoziție clară să nu vorbească nimeni cu mine cât vreme sunt în incinta minei. Ghinionul lor eu nici nu aveam de gând să fac interviuri. Pur și simplu am vrut să urmăresc viața la o mină înainte ca aceasta să se închidă și apoi cu închiderea. Un schimb dezechipăm, un schimb dăm jos, două golim. În momentul în care lui Andrei mi se puneau tot felul de piedici să intre în subteran sau chiar în curtea minei, văzându-l pe Andrei alergând de unul singur prin curtea minei, chiar alerga cu o cameră în spate și nu-l băga nimeni în seamă, atunci am zis, zic, că până la urmă băiatul ăsta ce o să poată să-mi facă dacă nu mi-a făcut alții nimic. Și atunci am decis să-l sprijin pe Andrei despre. Și am primit într-un final aprobări, chiar în ultima zi în care se mai scotea cărbune. Am coborât cu minerii din schimbul 3, dar când am ieșit brigadierul Cătălin Cenușă mi-a propus să mai vin o dată și la schimbul 1. La 3:30 l-am trezit și mi-am spus, zic, hai că e ultima suflare. Urma să aibă loc o operațiune foarte periculoasă, care se numește fund de sac. Cade! Că nimeni dintre ultimii 25 de ani nu a ajuns să filmeze când se închide un loc de muncă. Practic constă în prăbușirea controlată a galeriei. Deci abatajul se închide, tavanul abatajului se prăbușește scoțându-se stâlpii de susținere.
În timpul ăla s-au întâmplat multe lucruri. A scăzut oxigenul, au crescut concentrațiile de gaze, nu pornea ventilatorul, nu aveam de unde să aerisim și eu atunci nu m-am panicat pentru că nu trebuia să mă panichez eu, ceea ce am și dat încredere lor că altfel fugeau toți sau se pierdeau cu firea. A fost un moment cumva extrem pentru mine, dar care m-a făcut să-mi dau seama că oamenii ăștia chiar își riscă viața la propriu în fiecare zi. Atunci, în ziua aia, când a ieșit afară, l-am întrebat ce ai făcut și eu 2 ore am suflat aparatele de praf. Dar nu s-a gândit nici o clipă atunci prin ce pericol a trecut. De-abia după ce, cred că a scos tot ce a avut el filmat, și-a dat seama de pericolul prin care a trecut. Ultimul care pune casca asta în cap... Vedeți că nu mai schimb. Nu. Nu mai. O să o pună pe alții. O mai dai și mai departe? Dă mă, să o pun și eu în cap, așa. Care așa rămâne o să meargă bine, așa, cândva. Da. Ce tu crezi că mie merge bine datorită căștii? Mie merge bine datorită ceea ce am sub cască. Bă. Întotdeauna tindem să ne întoarcem la locurile copilăriei noastre ca la un paradis pierdut. Eu sunt un nostalgic după vremurile în care Petrila era colonie minierască. Câteva mineriade, inclusiv aia sângeroasă din 13-15 iunie, am prins-o ca angajat al minei Petrila. Bine ai venit aici, ia un loc în decor, pe cei fără speranță și cei fără viitor. Celelalte le-am prins ca jurnalist la București. Eu am ajuns în Valea Jiului cu preconcepțiile pe care cred că le avem cu toții dintre noi, cu o părere proastă despre mine. Ne privește cum încercăm să facem din viață ceva care se trăiește. Acei mineri care au fost atunci la toate mineriadele, astăzi nu mai sunt decât copiii lor acolo, nu are legătură nimic cu nicio mineriadă. Cred că nu merită să mai sufere în continuare că acești copii tineri sau acești mineri care sunt, până la urmă și ei sunt oameni, merită a doua șansă. Drept pentru care am și propus să fie făcute în defuncta mină Petrila un muzeu al mineriadelor. Minerii sunt o specie pe cale de dispariție și au trăit acești 27 de ani cu stigma asta, ceea ce s-a întâmplat în anii 90, și cred că merită un pic o altă privire. Părerea mea este acum, după ce a trecut atât amar de vreme, că noi ar cam trebui să ne despărțim de acest subiect și privirea asupra lor să fie o privire obiectivă, evident, dar îmbrăcată în foarte mult umor. Pentru că încrâncenarea în cele din urmă nu duce la nimic bun și odată finalizat azi mâine și procesul mineriadelor, cred că lucrurile se pot așeza într-o matcă firească. Clădirea asta am reușit să o smulgem din ghearele demolatorilor. Soluția tehnică nu este unică. Să nu suntem împotriva absolut deloc. Toate să rămână în picioare. De mine ceva, venința statului român nu dai mei bani. Tot ce nu dărâmă este un ban în minus pe care ei primesc. În 3 ani de zile, o singură dată n-am fost întrebat, bă, ce vreți, cum vreți? Eu cred că prin filmul ăsta oamenii pot fi inspirați să lupte. Pentru că, până la urmă, tema universală a filmului asta e. Dacă cineva vine și îți impune niște lucruri cu care tu nu ești de acord, ridică-te și luptă, pentru că poți să ai succes. Intenția mea a fost să mișc niște conștiințe adormite, niște oameni care plâng tot timpul că nu se poate face nimic, și eu le arăt că se mai poate face încă ceva. Hai să zicem că îmi asum rolul de drojdie, nu de drojdier, de drojdie a Petrilei. Barbu, el este un om haios și multă lume nu prea îi lua în seamă toate ideile lui care el le spunea. Dar după aia și-au dat seama că e un lucru bun și trebuie sprijinit. Ion Barbu reușește să salveze acele clădiri. Nici măcar eu n-am crezut-o în timp ce filmam. Și
probabil pare incredibil că organizând niște evenimente colorate și practic prin cultură, tu poți salva identitatea unui oraș. Care a ajuns filmul la Petrila, atunci, vă spun, a fost o sală plină unde nu știu dacă cineva mai reușește să umple vreodată sala aia. Vă așteptăm să umplem stadioanele data viitoare. Stadioanele nu mai există în Petrila. Am ținut ca prima proiecție din România să fie la Petrila. Practic a venit tot orașul. Atunci a dat seama despre ce era vorba, unde era a doua șansă. Și de câte ori ni se spune să ne întoarcem capul în stânga, în dreapta sau să lăsăm capul jos, să ridicăm și să protestăm, ne cerem drepturile. Ceea ce n-am făcut tot timp de 27 de ani. Cu asta am încheiat mineritul la Petrila. Eu cam pe tot parcursul proiectului mi-am imaginat că ultima secvență o să fie cu ultima demolare de la mina Petrila. Nu am crezut în happy end-ul acestei povești. Din fericire, lucrurile au stat puțin altfel și anume o parte dintre clădiri au fost clasate ca monumente istorice, semi-happy end, pentru că încă nu știm ce se va întâmpla cu clădirile, dar cel puțin demolările s-au oprit. Am zis că urmăresc un Don Quixote, dar de fapt Don Quixote a învins. Petrila s-a închis în 2015. Anul ăsta urmează Uricaniu și Paroșeniu să se închidă. Deci în Valea Jiului, începând de anul viitor din decembrie, vor rămâne doar două mine, Livezen și Vulcan. Și nu știu cât timp vor rămâne și alea. Acum toată lumea vrea să păstreze ceva. Deci nici Lupe nu spune dacă la Petrila s-a putut, se gândește dacă se închide, totuși să păstrăm ceva. Eu apreciez optimismul de final al regizorului. Cea mai mică luptă a fost cea de până acum, de scoatere de sub mafia fierului vechi a acestor clădiri. Greul de-abia acum începe, adică de a transforma perimetrul minier al Petrilei într-un perimetru cultural. Aici am foarte mari îndoieli. N-am încredere că chestia ce am gândit-o eu și alții s-ar putea transforma. Pentru că este o distanță foarte mare culturală între noi. Situația nu este deloc roză și nici nu o văd.